Polițiștii mehedințeni continuă verificările cu privire la respectarea măsurilor impuse în această perioadă. Peste 50 de societăți comerciale au fost din nou verificate. Amenzile nu au întârziat. Majoritatea s-au aplicat pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală. Cu toate acestea, oamenii încep să respecte tot mai des măsurile de protecție sanitară, doar de frica amenzii ce o pot primi. Pe fondul numărului de cazuri de COVID-19 înregistrate pentru prevenirea și combaterea infectării cu noul coronavirus, oamenii legii au intensificat activitățile de verificare a modului în care se respectă măsurile de siguranță impuse în această perioadă. În acest weekend, polițiștii mehedințeni vor continua acțiunile desfășurate pentru verificarea respectării normelor sanitare impuse în această perioadă, fiind vizate în mod special locurile aglomerate din județul Mehedinți, precum și mijloace de transport de persoane. Astfel, în ultimele 24 de ore au fost verificate aproximativ 350 de persoane și peste 50 de societăți comerciale cu privire la respectarea măsurilor impuse în această perioadă, obiectivul urmărit fiind siguranța cetățenilor. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 30 de sancțiuni contravenționale, dintre care 25 au fost pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală în valoare de 3.000 de lei. De asemenea, au fost verificate peste 50 de mijloace de transport în comun. Reamintim tuturor să păstreze distanțarea fizică, să poarte masca de protecție și să nu se expună la riscuri. Acțiunile de acest gen vor continua zilnic, scopul acestora fiind sănătatea și siguranța cetățenilor. Peste 50 de societăți comerciale și aproximativ 350 de persoane au fost luate la bani mărunți în ultimele 24 de ore. În urma activităților desfășurate, au fost aplicate 30 de sancțiuni contravenționale, dintre care 25 au fost pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală. Se pare că oamenilor le este teamă de amenzi, întrucât valoarea totală a acestora a scăzut la 3.000 de lei, față de începutul săptămânii când s-au dat amenzi în valoare totală de 23.000 de lei.